Hristos a înviat! De sărbători ne place să fim mereu alături de cei dragi, să ne bucurăm de ei. Există însă și situații când mulți dintre semenii noștri, în asemenea momente, sunt lipsiți de căldura celor dragi, aflându-se în spitale sau diferite centre medicale. După îndemnul Mântuitorului, bolnav am fost și m-ați cercetat, părinții bisericii, împreună cu voluntari inimoși, s-au aflat de sărbătorile pascale alături de acești suferinți. Împreună cu ei am fost și noi, atât la Institutul Oncologic Fundeni, cât și la Centrul Paliativ Sfântul Nectarie. Sunt Maria Jinga și vă invit la o nouă ediție a emisiunii România Creștină. De regulă, interviurile noastre au loc la biserică sau în centrele sociale. Astăzi ne aflăm la Spitalul Fundeni, un loc în care, iată, sunt persoane cu suferință, sunt copii, ne aflăm la secția pediatrică, oncologie. Povestiți-ne ce s-a întâmplat astăzi aici. A devenit, așa cum bine știți, o tradiție. Ca să poposim în acest loc, în acest spital, în această secție oncologică, pediatrie a Spitalului Fundeni, un loc al vindecării, dar în același timp putem spune și al tristeții și al durerii. Dar aș mai adăuga și al speranței, pentru că Mântuitorul Iisus Hristos este Cel care ne dă posibilitatea de a spera prin credința noastră, prin credința părinților care stau și veghează la pătuțurile copilașilor acestora. Noi am venit ca să aducem în săptămâna aceasta binecuvântată de Bunul Dumnezeu, săptămână de reculegere și de respirație pentru sufletele noastre, să le aducem copilașilor pe Mântuitorul Iisus Hristos prin Sfânta Taină a Euharistiei, prin Sfânta Împărtășanie, dar să le aducem și daruri, dulciuri și jucării, pentru că ei atât de mult se bucură. Nu venim numai la marile sărbători, căutăm să venim și cu alte ocazii și vă mărturisesc că o facem cu atâta bucurie sufletească, împreună cu membrii și cu sprijinul membrilor Consiliului Parohial, al Comitetului de Femei de la Biserica Sfântul Gheorghe Nou, dar și la îndemnul părintesc al prefericitului părinte patriar Daniel, care îmi spunea odată că i-am spus prefericirea voastră, am fost și de Crăciun și de ziua copilului și cu multe alte ocazii și îmi exprimam această bucurie a parohiei noastre și a credincioșilor noștri că venim aici. Și ne-a spus, dacă puteți să mergeți și săptămânal, este foarte bine, pentru că niciodată nu este prea mult. Totdeauna este loc pentru a veni și a mângâia sufletește acești copilași, a-i binecuvânta și le aduce daruri, darurile de care, așa cum am spus, atât de mult se bucură, pentru că ei sunt copii. Sigur că ne putem întreba de ce oare atâta durere. Și fiecare dintre noi își pune undeva în adâncul sufletului sau grăind această justificată întrebare. Dumnezeu a creat lumea atât de frumoasă, splendidă și cu toate ale sale și toate erau bune. Omul a primit două daruri mari, viața și libertatea. Și în virtutea libertății a ales. Și din păcate a ales și aceste experiențe ale durerii prin care trece lumea în general. Și Dumnezeu nu i-a încălcat voința, l-a lăsat, dar din iubire necondiționată, necuprinsă de mintea omenească, l-a trimis pe Fiul Său în lume să se întrupeze și să sufere. A suferit cumplit. A trecut printr-un supliciu aproape neimaginat de mintea omenească astăzi. A trecut prin mormânt și a înviat. A înviat ca să ne arate nouă tuturor că nu există
nici suferință nesfârșită și nici moarte. Există viață, că moartea nu există, de fapt. Și aceasta este cea mai frumoasă veste pe care o dă Mântuitorul Iisus Hristos lumii întregi, că fiecare dintre noi constatăm în inima noastră ceea ce au constatat femeile mironosițe, găsind îngerii la mormântul Domnului care le spunea că El nu mai este în mormânt și a înviat. Cu El înviem fiecare dintre noi. Omul în șubrezenia minții sale și a firii sale, duplicitare, ar fi putut să-i reproșeze lui Dumnezeu, să-i spună că Tu, Doamne, nu știi cum este în lumea aceasta. Nu știi cum este să suferi. Noi știm că suntem în lumea aceasta și suferim. Dar Dumnezeu ne-a dat răspunsul trimițându-L pe Fiul Său și suferind atât de mult pentru fiecare suflet în parte, pentru că fiecare suflet este etern. Așadar, în logica Lui și supra-logica Lui Dumnezeu, tot ce se întâmplă în lumea aceasta are un sens și un scop. Este mântuirea sufletelor noastre, binecuvântate de Dumnezeu prin creație. Suntem persoane dihotome, cu trup și suflet. Atunci când faci binele, îl găsești pe Dumnezeu. Mântuitorul spune, lăsați copiii să vină la mine, căci a unora ca aceștia este împărăția lui Dumnezeu. Ei sunt nevinovați și vedem că au preocupările lor, se joacă, se roagă. Părintele Gheorghiță, care mi-a fost elev pe vremea când eram director la seminarul teologic, se ocupă atât de frumos de acești copilași, îi împărtășește la timp, îi vizitează, le aduce daruri. Poate atunci când părintele vine și vizitează și le duce daruri, Trinitasul nu este aici ca să consemneze acest lucru, dar el le face și poate din smerenie nu spune acest lucru și îmi permit ca să evidențiez și această activitate frumoasă pe care o are el. Noi am fost martori astăzi, am văzut cum oferă Sfânta Împărtășanie, chiar a și spovedit și cred că este foarte important ca orice copil și orice om, până la urmă, trebuie să-L primească pe Mântuitorul Iisus Hristos, pentru că El este dătătorul de bine al vieții noastre, al fiecăruia dintre noi. Ca părinte, ca mamă, îmi permit o întrebare poate nefirească. De ce îngăduie Dumnezeu suferința, suferința propriului copil? Am mai spus ceva legat de acest adevăr pe care îl vedem și îl constatăm cu toții. Omul, în virtutea libertății, a ales. Protopărinții noștri au ales, despărțindu-se pentru o vreme de Dumnezeu, și atunci a intrat, prin păcat, a intrat moartea în lume și suferința. Mântuitorul a venit să restabilească firea noastră eternă. Vorbeam de Mântuitorul Iisus Hristos că a suferit mult, ca Dumnezeu adevărat, persoană trăimică, ca să ne arate cine suntem noi, ce purtăm în trupurile acestea, că suntem temple ale Duhului Sfânt, că avem identitate veșnică prin sufletele noastre și pentru ele a venit în primul rând. Dacă omul trece prin suferință, înseamnă că Dumnezeu îngăduie suferința și că suferința, chiar dacă mintea noastră nu acceptă, are o logică a ei, are o supra-logică a ei. De asemenea și vindecările, tămăduirile minunate care se fac. Sunt atâția oameni, părinți de copii care mărturisesc că prin rugăciune, prin apropierea de Dumnezeu, prin apropierea de Sfinții lui Dumnezeu, copilașii s-au tămăduit. Și aceasta arată intervenția lui Dumnezeu prea milostivă. Arată că pronia divină lucrează. Dar prin suferință, Mântuitorul Iisus Hristos a salvat lumea întreagă și prin moartea sa
și mai ales momentul apoteotic fiind învierea sa, așa că și noi trebuie să binecuvântăm fiecare clipă a existenței noastre. Chiar dacă suntem undeva în văile vieții sau suntem pe piscuri, toate ne sunt date cu un singur scop, salvarea sufletelor noastre. Să le luăm ca atare, să ne uităm puțin și în Vechiul Testament, unde se spune acolo că de multe ori părinții mănâncă aguridă și li se sterpezesc dinții copiilor, și să luăm aminte și la aceste aspecte. Iar rostul nostru pe acest pământ este ca să auzim glasul veșnic al Evangheliei și al Domnului Iisus Hristos și să facem binele sub toate formele Lui. Prin aceasta ne identificăm ca fiind purtători de Evanghelie și în inima noastră și prin faptele noastre. Încercăm să aducem o rază de bucurie, de speranță, de optimism în sufletele celor care, după cum vedeți, sunt nu atât de fericiți și nu atât de norocoși în soarta lor. Putem spune, o mică tradiție pe care o desfășurăm și pe care am desfășurat-o până acum. Acest eveniment vine ca o urmare a celorlalte evenimente pe care le-am mai desfășurat, cum ar fi în ianuarie, în decembrie 2015, iarăși de Sfântul Sărbător Pascal în 2015 și în 2014 de sărbătorile de iarnă, de Crăciun. Încercăm să ducem mai departe și în anii ce vor urma cu cât se poate de multă determinare și spiritualitate mai mult, pentru că de asta ne legăm de latura aceasta spirituală ce transcende spațiul ăsta uman de suferință și de durere, pe care sigur că ne șochează și ne uităm la niște copii care nici măcar săraci nu identifică ce e în jurul lor și au o suferință pe care mulți oameni maturi ar refuza să o aibă și sincer, ar renunța la această luptă, sincer vă spun. Și tocmai pentru aceasta încercăm să ducem mai departe aceste valori și, sigur, valorile ori creștine ortodoxe care merg spre a da altora, știți? A primi înseamnă a da și a da înseamnă a primi. Dacă înțelegem această simbioză între aceste acțiuni pe care le desfășurăm noi ca oameni, poate vom putea face lumea un pic mai bună și pe noi să ne facem un pic mai bună. Această activitate a început prin o dorință și a noastră și a părintele Emil Crămizaru, parohul de la Biserica Sfântul Gheorghe Nou, să aducem o bucurie și să arătăm lumii că și biserica și partea civilă și noria și merg în inimă de la inimă pentru a ajuta pe cei nevoiași și pentru a aduce puțină bucurie. Istoricul nu este atât de lung, este al doilea an pe care le desfășurăm aceste activități. Au început în 2014 de Sfintele Sărbători de Crăciun, ca o acțiune tot caritabilă, filantropică, de a sesiza poate aceste lipsuri, niște părți ce lipsesc din societatea noastră. Noi suntem de la Asociația Little People și suntem prezenți în București în cele trei centre mari oncopediatrice. Lucrăm cu copiii bolnavi de cancer, facem aici în camera de joacă activități terapeutice și activități educaționale. Avem două programe. Cel cu activități terapeutice se numește Nu mi-e frică și îl are în centru pe Leul Curajos, care și el a fost la tratament și lui i-a căzut coama și lui a fost frică de branulă și el îi învață pe copii să zică nu mi-e frică. Activitățile sunt făcute de voluntari care sunt pregătiți înainte să desfășoare aceste activități care sunt prin joc, dar au o valoare terapeutică. Noi credem că activitățile acestea terapeutice vin în completarea actului medical. Medicii se ocupă de rezolvarea problemei de sănătate, însă activitatea noastră vine frumos în completare și ajută pe ei să fie optimiști, să fie curajoși, să fie mai complianți la tratament și să înțeleagă mai bine tot ceea ce li se întâmplă. Și atunci toate activitățile, de foarte multe ori părinții și copiii și adolescenții ne spun că nu știu cum ar fi rezistat aici fără camera de joacă și fără activități, pentru că între tratament au și timp liber în care s-ar plictisi foarte mult.
și așa vin la camera de joacă și participă la activități, le trece timpul mai repede și în același timp și învață ceva folositor și și înțeleg mai bine și trec mai ușor peste perioada dificilă. Copiii când vin la camera de joacă vin plini de energie și entuziasm că pot să facă și altceva, pentru că atunci când ești diagnosticat cu cancer, întregul tău univers se schimbă. Nu mai mergi la școală, trebuie să stai în salon cu mama sau cu tata, totdeauna depinzi de cineva. Și aici, în camera de joacă, ei au posibilitatea să mai dețină puțin din control. Tot timpul li se face ceva, li se dau injecții, li se dau medicamente, li se dă tratament. Și aici, în sfârșit, ei aleg să vină și să facă activitățile. Au controlul asupra unui lucru. Programul FanSchool îi ajută să nu rămână în urmă cu învățarea. Și aici reușesc ei să facă ceva pentru ei, să nu li se mai facă ceva. Și atunci, faptul că în sfârșit dețin controlul asupra unui lucru, îi ajută foarte mult psihic. Uite, pot să fac și eu ceva în această perioadă dificilă. Voluntarii... Atunci nu sunt, cum să zic, copiii când vin la camera de joacă vin aici cu entuziasm și cu energie și nu ca să se plângă. Și atunci voluntarii și ei își iau energie de la acești copii și ei învață să aprecieze altfel viața și se bucure de fiecare moment și se bucure de faptul că sunt sănătoși. În timp ce îi ajută pe copiii de pe secție, se ajută și pe ei. Și noi învățăm să apreciem altfel viața și toate bucurile simple ale vieții. Așa că nu... De multe ori lumea crede că aici vii și te umpli de tristețe și de suferință și vai cât este de greu. Dar nu e așa, e mai mult, te înveți să apreciezi lucrurile din viață și să te bucuri. Și să fii un om mai bun și mai fericit. Cred că voluntarii când pleacă de aici sunt plini de energie și de entuziasm. Și nu depresivi. Părinte, ce înseamnă sărbătoarea învierii într-un asemenea loc? Înseamnă nădejde, speranță și viață. Pentru că Mântuitorul Hristos a zis, eu sunt învierea și viața. Și în acest loc este nevoie de această nădejde în Mântuitorul Hristos, care este dătătorul binelui și al vieții. Slujiți într-un loc în care există foarte multă suferință. Ce înseamnă boala? Ce înseamnă suferința? Înseamnă despărțirea de bine, de bun, de frumos, dar totuși nu și sufletește. Pentru că totuși în boală fiind, omul atunci se regăsește mai bine și îl caută pe Dumnezeu. De multe ori, atunci, în suferință, omul îl găsește pe Dumnezeu. Și un scurt exemplu, la spovedanie, greu te lupți, între ghilimele, cu omul care este cu multe patii să-l aduci pe calea lui Dumnezeu decât un om care este în suferință și în boală. Pentru că acel om în suferință înțelege mai bine că Dumnezeu îl încearcă și el trebuie să se întoarcă spre el prin depărtarea de păcate. În luna iunie anul trecut, am aflat o veste cumplită, cum că Ana a fost diagnosticată cu tumoare malignă. Am venit aici la Institutul Oncologic București, unde am găsit o doamnă doctor excepțională, doamna doctor Dragomir, care ne-a sfătuit și ne-a îndrumat ce, mai bine, ce trebuie făcut mai bine pentru Ana și... Cu greu am acceptat ideea că este copilul nostru așa, dar ușor, ușor am spus asta e și trebuie să continuăm lupta. Și s-au întâmplat efectiv niște miracole cu vindecarea Anei. Când am făcut următorul RMN, nu ne-a venit să credem că a ieșit bine și... Așa, și în total am făcut 6 ture de citostatice, dar deja după primele 3 ture s-a îmbunătățit extraordinar de mult situația. Și inițial trebuia să facem 9 ture și apoi doamna doctor a hotărât că să mai facem practic încă 3 ca măsură de precauție. Eram o persoană credincioasă, dar nu cum suntem acum. Deci acum am devenit... Hai să nu zic habotnic, dar
Avem o recunoștință uriașă față de ce a făcut Dumnezeu cu Ana. Ne rugăm seara de seară, chiar și după ce remeneu a ieșit, așa, deci continuăm să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru acest miracol care s-a întâmplat cu Ana. Ana ne face programul în fiecare seară ce acatis să citim. Ne spune, astăzi citim Nectarii, astăzi citim Pantanasa, astăzi citim Ioan Rusu, astăzi citim Prodromița și așa mai departe. Deci Ana este un copil special. Eu am discutat și cu părintele Gheorghe de aici de la Paraclis și mi-a spus că dânsul nu a întâlnit până acum un astfel de copil. Și ce să zic? Ne rugăm în continuare. Ne rugăm în continuare, îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a vindecat copilul și sperăm să vindece și alți copii, cu condiția ca părinții să se întoarcă spre Dumnezeu, mai ales în perioada aceasta Paștelui, când trebuie să fim mai înțelegători unii cu alții, să fim corecți, să fim cum ar trebui să fim așa. Să ținem și post, cine poate. Despre această fetiță, Ana, pot să vă spun că o cunosc de multă vreme aici, vine la spital și face tratament cu multă credință, o fată cu multă credință. Rostește rugăciuni pe de rost, rugăciuni cu care se și roagă împreună cu părinții ei. Seara, dimineața. Da. Le-a schimbat puțin viziunea asupra credinței. Da. Am încercat și încerc cu fiecare credincios să îl îndemn pe calea lui Dumnezeu, să meargă pe calea lui. Și așa și pe această fetiță, cunoșteau pe Dumnezeu ei, familia, foarte credincioși, însă i-am îndemnat la o mai deasă împărtășanie și am împărtășit-o și eu de multe ori, s-a împărtășit și în parohia de care aparțin. Și am rămas și eu impresionat de această fetiță și toate rezultatele sunt bune, medical vorbind. Sunt bune, din ce în ce mai bine cu această fetiță. Și vreau să vă spun că știe acatistul Sfântului Nectarie pe de rost. Și știe și din acatistul Sfântului Efrem și multe acatiste, multe rugăciuni. Rugăciunea Sfântului Nectarie, către Sfântul Nectarie pe de rost. O minte strălucită, un dar de la Dumnezeu pe care puțini oameni îl au. Pentru că boala nu are vârstă, următorul nostru material se desfășoară la Centrul Paliativ Sfântul Nectarie, locul în care i-am întâlnit pe tinerii de la Ascor, venit să ofere puțină bucurie și alinare celor internați aici. Toți așteptăm sărbătorile tocmai pentru a petrece alături de familie, pentru a ne declara sprijinul, suportul, sentimentele de iubire, de afecțiune pe care le avem. Cu siguranță și cei suferinți au nevoie de acest lucru. Știm că astăzi au venit să fie alături de noi și un grup de tineri. Da, au venit alături de noi un grup de tineri de la Ascor. Este o colaborare minunată care a început în urmă cu 3 luni, în urma unei simple întâmplări, aș spune, și anume părintele Vasile Gavrilă a venit la o pacientă care este internată în centru și a rugat mai multe persoane să vină să o viziteze și acolo am întâlnit o tânără, Mădălina Bucătaru, care în prezent este coordonatorul acestui grup de voluntari de la Ascor, care am aflat că studiază medicina și care, la întrebarea mea dacă ar dori să mai viziteze nu numai pe doamna, ci și pe ceilalți pacienți, s-a arătat foarte interesată și împreună am încheiat un protocol cu Ascorul, în cadrul căruia un grup de 30 de voluntari vin de mai multe ori pe săptămână și au reușit în 3 luni de zile să facă lucruri minunate. Și spun asta pentru că atât partea duhovnicească a fost ridicată la un alt nivel și ceea ce mă bucură pe mine personal foarte mult este că în fiecare dimineață un
voluntar de la SCOR vine și citește rugăciuni pentru bolnavii care atunci se trezesc. Acest lucru se transmite prin stație în fiecare salon și ei se trezesc auzând acele rugăciuni și viața Sfântului din ziua respectivă. Este o atmosferă cu adevărat în spiritul credinței. Ei fac un efort ca să vină dimineața la ora aceea, dar binele care îl fac nu poate fi spus în cuvinte. De asemenea, în afară de acest aspect că sunt citite rugăciuni și în vizitele lor săptămânale vin și citesc atât din cărțile care le au și le-ar face plăcere bolnavilor. De asemenea, le prezintă cazuri similare de oameni care au avut cancer, dar care s-au rugat la sfinți și astfel reușesc să-i întărească. Deci aceasta ar fi partea spirituală și teologică. De asemenea, acești tineri din cadrul ASCOR reușesc să îi înveselească. Am avut o acțiune cu ocazia zilei de 8 martie, în care au venit și le-au cântat. Și a fost o atmosferă atât de frumoasă și de distinctă, tocmai prin chipurile lor care erau blânde, calde, prin costumele populare care reprezenta partea tradițională, care va rămâne peste veacuri cu aceeași frumusețe. Și atât noi personal o am ascultat, dar și pacienții, și ne-am bucurat foarte mult. Ne-am dat seama că ceea ce fac ei creează o altă stare, o stare naturală, o stare frumoasă, în care te face să-ți amintești de momentele din familie. Le-au făcut mucenici ei personal și le-au adus și au dăruit. De asemenea, le-au adus cruciulițe, le-au adus niște metanii făcute cu mâinile lor, împletite, dar care arătau minunat. Și acea seară a dovedit că se poate ca activitatea voluntarilor să fie făcută și mai bine. Contează foarte mult în orice profesie dăruirea care o ai. Dacă faci cu suflet, atunci însăși din inima ta îți vor veni idei. Cum să faci mai bine? Dumnezeu cumva acolo te va lumina, îți va da înțelepciunea necesară. Dacă iubești pe ceilalți oameni, ce poți să faci tu? Poate că acum nu ai nimic, nu poți să faci. Dar dacă tu simți această plăcere, poți să faci lucruri minunate, numai că trebuie să-ți dorești și să ai perseverența aceea să găsești idei. Ei au găsit. Ei joacă șah cu pacienții din acest centru. Ei stau alături de ei în scaunele cu rotile pe aleile din centru. Îi scot la slujbele care sunt atât la capelă cât și la Biserica Sfântul Pantelimon. Vin și eu i-am sfătuit la început ca întotdeauna să încerce să-i înveselească, pentru că trebuie să îi resimtă prieteni, trebuie să-i ajute să nu se gândească numai la suferința și durerea lor, și atunci lucrurile acestea se văd în practică și este o armonie și o stare minunată de spirit aici în centrul Sfântul Nectarie. Vorbeam data trecută de această necesitate a voluntarilor. Vă doreați o colaborare de genul acesta? Ne doream o colaborare și în îngrijiri paliative. Se pune un accent special pe voluntariat. Noi am avut ajutorul voluntarilor de la Biserica Sfântul Nicolae dintr-o zi, care tot așa au venit cu părintele diacon și au căutat să ne ajute și să facă lucruri frumoase pentru pacienți. Avem de asemenea colaborare cu Crucea Roșie, în cadrul căruia un grup de voluntari vin săptămânal și întreprind diverse acțiuni cu pacienții încât să-i facă să se simtă mai bine. Dar ceea ce aduce diferit acest grup de voluntari de la SCOR, aș putea spune că este atât numărul mare de persoane implicate, cât și dorința de a participa, care se vede. Ei nu vin că sunt obligați, ei vin cu bucurie, ei vin că știu că aici pot să facă lucruri frumoase pentru bolnavi, știu că de asemenea, stând lângă un om care este în suferință, pot să învețe. Tot timpul ne spun asta, că pentru ei reprezintă o lecție. Și astăzi, de această sărbătoare frumoasă pentru toți creștinii ortodoxi,
Ei au hotărât să numească acțiunea Învierea lui Hristos în cununarea suferinței, care consider că este reprezentativă, și au venit de asemenea îmbrăcați în costume populare, au venit cu ouă roșii, cu cozonac. Este minunat. Noi simțim atât implicarea lor, dar și dragostea lor. În gesturi mici se simte dragostea, nu în daruri pe care le oferi, dar din persoana ta se simte că nu transmiți acel lucru de care poate omul are mai mare nevoie. Este o continuare a învățăturilor lui Iisus Hristos, să fie alături de cei suferinți. Știu că părintele, data trecută când ne-am văzut cu dumnealui, ne spunea că aici nimeni nu moare, toți învie. Așa este, mi-au plăcut foarte mult cuvintele părintelui și noi am conștientizat acest rol, că în afară de îngrijirea medicală și alinarea suferințelor fizice și trupești, rolul nostru al Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie este de fapt acela duhovnicesc, a faptului că aici noi putem să le dăm șansa bolnavilor a vieții de după moarte, a fi spovediți, împărtășiți, a avea pe cineva care să le vindece rănile, care din păcate în acest moment sunt mai mari la majoritatea celor care sunt prezenți. Am ajuns aici printr-o întâmplare fericită, ca să zic așa. O vecină de-a noastră, doamna Gabi, pe care o și salut, este foarte credincioasă, merge des la Sfântul Mina și aflase de problema pe care o are tata și a spus trebuie neapărat să te duci la Sfântul Nectarie. Eu știam de Biserica Sfântul Nectarie, dar nu de Centrul Sfântul Nectarie. Și am zis, mă duc, dacă dumneata care îmi spui, care ai credință foarte mare, îmi spui să mă duc, mă duc. Și am ajuns aici, am fost efectiv surprins într-un mod atât de plăcut, că de o chestie extraordinară și un pic suprarealistă, ca să zic așa, cum am ajuns aici, mi s-a părut că e tăcere, că e liniște. Că în tot Bucureștiul e zgomot în permanență și un zgomot de fond așa pe care aproape nu mai simțim. Și aici era liniște, zic, minunat. Deja cum am ajuns pe aici, vreau să mă plimb prin grădină, deci... Și am urcat acolo, adică am adus la înscrieri, domnul acela mi-a spus, dacă îl înscrieți astăzi pe tata, aveți un loc, dacă îl înscrieți mâine, nu mai aveți un loc. Era un singur loc disponibil. Repede l-am înscris, eu vreau ca tata să stea o perioadă acasă și să fie ținut de o asistentă medicală, dar ne-am dat seama în mai puțin de 24 de ore că nu se poate, la genul acesta de boală. Omul are nevoie de îngrijire 24 din 24 și boala evoluează foarte ciudat și capricios cum ar fi. Chiar dacă tata nu a făcut citostatice, totuși la el boala nu e o boală stabilă, e o boală complicată. Și așa că de a doua zi deja am sunat, zic, vi-l aduc, pentru că zic că e complicat acasă, chemăm salvarea din două în două ore, eu nu mai știu ce să fac și asta. Și pe 1 aprilie s-a mutat aici tata și din momentul ăla eu m-am liniștit practic. Efectiv, mi-am dat seama, bine, v-ați văzut și dumneavoastră dotările, e vorba de dotări din Elveția, cadrul este minunat, s-au gândit să fie un loc și plăcut, stil mănăstire un pic, în care să ne plimbăm, să stăm de vorbă, să socializăm, foarte mulți voluntari vin, ceea ce este extraordinar, deci dacă, ca și copil, dacă într-o zi nu poți să vii, știi că tatăl tău va fi vizitat de cel puțin 2-3 ori pe zi și atunci ești liniștit. Și este vorba de mult acompaniament spiritual și psihologic, care ne ajută și pe noi, cei care acompaniem și pe ei. Pentru că bolnavul are nevoie să se împace cu lucruri din viața lui, să se spovedească, să spună o greutate pe care o avea pe suflet, să împărtășească o frică, să fie primit cu zâmbetul pe buze. Și aici așa se întâmplă. Sunt cu oamenii mai în vârstă, sunt numiți bunicuți, femeile mai în vârstă, măicuță, deci li se vorbește foarte frumos, foarte familiar și ei sunt ținuți ca într-o familie cu tot ce înseamnă grija de acasă. Mâncare bună, de la mitropolie, cred că a fost și binecuvântat, așa, preoți care vin tot timpul, cum a venit cineva, pac, preotul aici, spontan, nu știu ce. Am făcut și noi mici concerte,
așa să se audă o melodie, un radio care transmite slujbele. Ce să vă mai spun, e paralizul pe pământ, adică nici nu știam că așa ceva există în România. Este enorm de important pentru pacient viața spirituală și pentru că mulți dintre ei vin chiar într-o fază avansată terminală, să zicem așa, și au nevoie să se spovedească ca să poată să plece. Deci mulți vin pur și simplu să-și descarce conștiința de ceva greu și apăsător și să poată să plece în păcați la Domnul. Deci la boala asta, care știm cu toții că este incurabilă practic, sau dacă e curabilă în tinerețe, ea recidivează. Practic e extrem de important o urmărire paliativă în care omul să fie ținut în stare de bine cât mai mult timp, dar spiritualul să se împace cu gândul că trebuie totuși să treacă pe poarta mică și să se ducă la Dumnezeu, dar să se ducă cu inima împăcată și că să se ducă înspre lumină. Iar lumina sunt deja asistentele, sunt deja doamna directoare, este deja lumina, deci ei văd deja, sunt înțeleși. Iar centrele ca acestea ar trebui să existe peste tot. Într-adevăr, când avem de-a face cu spitale gigantice, în care nu mai sunt detalii umane, sunt, atunci oamenilor le foarte greu să se ocupe cu atâta atenție de fiecare în parte. Dar aici sunt doar 28 de pacienți. La ce s-a mai gândit Centrul Nectar e extraordinar de frumos pentru copiii care vin de la țară sau care vin din străinătate, să aibă poate o cameră de protocol, să rămână și ei noaptea. Că și nouă ne e foarte greu să nu fim alături de părinți 24 din 24. Noi vrea să fim aici. Nu putem să-i ajutăm foarte mult, dar vrem să fim, să le arătăm că ei sunt importanți pentru noi. Deci s-au gândit la tot ce înseamnă cadrul ăsta. Eu vă spun, când am intrat prima oară, am fost așa minunată. Zic, Doamne, ce frumos e! Zic, voi găsi vreun loc? Și mi-au zis, da, azi aveți loc, mâine nu mai aveți. Și într-adevăr, e o foarte mare cerere și să găsești un loc ține de miracol, pentru că sunt prea puține centre de genul acesta. Tata a reacționat foarte bine aici. La urgență își pierduse pofta de mâncare. Nu-mi spusese, dar nu înțelegeam de ce e așa de sfârșit. Nu putea să doarmă, pentru că noaptea erau foarte mulți pacienți care veneau, era multă tevatură. Se vorbea tare acolo cu pacientul, nu se vorbea în șoaptă cum se vorbește aici. Și deci el nu a dormit 24 de zile cât am stat la urgență. El nu a putut să doarmă. Și nu mai mânca și nu tolera mâncarea. Noi am avut șansa să o doamnă scumpă să ne aducă mâncare. Și vreau să-i mulțumesc, este doamna Veronica de la Lingura și Strahina. Face mâncare românească și că e pria lui tata. Tata aici mănâncă foarte bine, deci lui priește în general mâncare, e un mâncăcios. Dar acolo își pierduse pofta de mâncare, nu dormea, era foarte slăbit. Și chiar dacă a fost și acolo tratat foarte bine, nu se compară cu ce aici, deci nu se compară. Adică la genul ăsta de boală este nevoie de o atenție mărită, sporită pentru fiecare pacient în parte. Nici nu se poate face o clinică gigantică de genul acesta. Trebuie făcută tot militele, dar multe, fiindcă cererea e din ce în ce mai mare. Te ascor, am auzit de când am venit în București, în primul an de facultate, dar aveam oarecare prejudecăți, aveam tot felul de gânduri și nu am intrat în ASCOR, dar în iulie anul trecut, în iulie 2015, am fost într-o tabără la Oașa. Acolo m-a ajutat foarte mult acea experiență, am înțeles niște lucruri, mi-a pus o oarecare ordine în viață și de atunci am legat prietenii cu cei care au fost acolo. Apoi, din octombrie 2015, propriu-zis, a început activitatea mea. Am pregătit colindele pentru Crăciunul la Oașa și de la sfârșitul lui ianuarie sunt coordonator al activității filantropice ASCOR aici, la Sfântul Nectarie. Aici, la Sfântul Nectarie, am venit îndrumată de părintele Vasile Gavrile de la Biserica Rusă, părintele care este îndrumătorul ASCOR-ului și Letecorului din București. Și dânsul, știind că eu sunt studentă la medicină, aducând aici o pacientă la Sfântul Nectarie, s-a gândit că ce bine ar fi ca și noi ASCOR, tineri din ASCOR, să venim aici și să îi sprijinim pe oamenii aceștia în lupta pe care o duc. Într-adevăr, nu este foarte ușor și da, trebuie să renunț la tine, pentru că
Altfel nu ai cum să dai dragoste dacă nu te golești de tine. Și pentru început nu a fost foarte ușor. Chiar nu știam exact la ce o să venim aici și exact pentru ce să ne pregătim. Eu fac medicină, merg în spital de 3 ani de zile și cu toate astea mi-am dat seama că nici nu făceam efort și nici nu reușeam să ajung la inima pacienților. Aici tocmai asta, nu vin în calitate de medic, ci vin în calitate de prieten și de om, pentru că nu mai este nicio etichetă aici. Ești tu și celălalt la fel și mai ales oamenii fiind aproape de momentul trecerii în cealaltă viață, ei sunt foarte sinceri și își dau seama că nu mai este nicio etichetă, ci acolo se duc cu ceea ce au făcut, nu cu diplomele, ci doar cu binele sau răul pe care l-au făcut. În momentul în care am ales să vin aici, n-am conștientizat foarte limpede că e posibil să creez niște relații, să mă apropii de niște oameni pe care data viitoare să nu-i mai găsesc aici. Însă, din fericire, persoana la care vin cel mai des, cu care am început și la care vin cel mai des e în viață și a dorit să prindă Paștele, să meargă acasă, să-i vadă familia. O să fac asta astăzi și totuși, pe de cealaltă parte, am avut surpriza neplăcută să cunosc alți oameni pe care i-am văzut azi, am stat de vorbă cu ei, iar data următoare când am venit, nu mai erau. Și sentimentul e foarte neplăcut, e genul de realitate pe care vrei să o arunci într-un colț, să nu te mai gândești, dar în același timp te trezește la realitate, îți dă două palme și realizezi că în orice moment al vieții toți murim și că oricât de bine ești acum, poate să vină momentul când o să ajungi așa și într-un fel sau altul e genul de sentiment care te motivează să privești viața cu mai multă responsabilitate. Adică să fii mai recunoscător pentru ceea ce ai și să te gândești la moarte, dar într-un mod constructiv. Când văd astfel de cazuri și văd că din zi în zi vin noi pacienți, îmi oferă șansa ca eu să apreciez mult mai mult timpul care l-am, să-l valorific mult mai mult, că nici pentru noi nu se știe când poate fi ultima secundă, să fiu bucuros pentru ceea ce am primit și dacă mi se întâmplă vreo greutate, să spun așa, să mă gândesc că de fapt există alte persoane cu greutăți mult mai mari decât mine și care poate le este mult mai greu decât mine să-și ducă la sfârșit povară. Din punct de vedere al unui IT-ist, viața este albă sau neagră, cum se scrie în IT, în programare, 0 sau 1. De fapt, ajungând la centru aici, am văzut că se mai pun și câteva virgule după acel 1 sau 0. Acele virgule, acele 0 sau decimale care poate reprezenta fiecare în zi care o ai în plus până să te cheme, Doamne, în altă parte și să-ți ofere poate ceva mai bun decât ai reușit să obții aici în viața asta. Medicina, de fapt, se bazează foarte mult pe biologie, adică știința vieții. Problema este că noi foarte mult am înțeles viața ca doar ceea ce se întâmplă aici, până la un anumit moment, acela al morții. De acolo nu mai este biologie, nu mai vorbim de viață. De acolo vorbim de moarte, moartea trupească. Dar tocmai asta am înțeles aici și mai înainte, dar aici când stăm cu oamenii aceștia ne dăm seama și înțelegem viața în întreaga ei dimensiune. Nu se oprește aici, ci continuă în veșnicie și sufletul este cel care contează. Și îți dai seama foarte mult de asta. Am avut și stagiu de medicină legală, în care erau oameni decedați de o zi sau două și atunci apoi ieșeai pe stradă și te uitai minunat de cum care este diferența dintre omul viu și omul mort și vedeai că sufletul, nu ai cum să nu-ți dai seama de asta, poate contează și deschiderea, dar nu ai cum să nu-ți dai seama de asta. Și da, noi medicii nu cred că nu ar trebui să ne axăm foarte mult pe partea asta sufletească. Sunt și mulți pacienți care spun, uite, când mi-a venit un doctor sau o doctoriță care mi-a vorbit din suflet și cu duioșie, parcă mi-a luat jumătate din boală. Deseori auzim
auzim expresia asta. Venind aici, de la început, ni se părea foarte greu, pentru că era gândul acela pe care l-avem implementat din facultate sau în societate pe care, în care trăim, venim la un centru de îngrijiri paliative. Prima dată ne cuprinde panica. Ce se întâmplă acolo? Oamenii mor. Dar am vorbit cu maica, doctoriță de aici, maica Serafima, și mi-a dat un gând de mare nădejde. Faptul că chiar dacă oamenii aici, da, se sting trupește, dar sufletește înviază, sufletele lor se nasc. Și atunci chiar mi-a schimbat felul de a gândi și când am venit aici, cum spunea și ea, nu mai vin ca la un centru de îngrijiri paliative, ci vin ca la o sală de nașteri. Și e de fapt altceva. Venim cu bucurie și asta înseamnă învierea oamenilor acestora și a noastră. Colaborarea cu ei este foarte veche, cu tinerii, cu generații de altfel de tineri, de studenți din ASCOR. Colaborarea concretă pe acest proiect a început în urma unei vizite pe care am făcut-o eu la acest cămin. Și în discuția cu persoane de acolo, de asemenea cu ostenitorii, cu lucrătorii, cu doctori, cu doamna director, cu doamnele care sunt permanent în mijlocul, pe lângă bătrâni și mai departe, ne-am dat seama că ceea ce ar putea oferi tinerii, studenții din ASCOR, n-ar putea oferi oricine. De ce? Întâi de toate, ei se duc cu entuziasmul lor, se duc cu tinerețea lor, se duc cu deschiderea. Vedeți, ei sunt studenți creștini ortodoxi. Deci, pe de o parte, tineri căutători, tineri care sunt angajați foarte concret în domeniul cercetării de toate soiurile. Sunt între ei mediciniști, sunt psihologi, sunt filologi, toți în devenire. Sunt și ofițeri, studenți de la Academia Militară. Sunt oameni care sunt foarte angajați. Sunt tehnicieni, ingineri. Dar în același timp au o perspectivă asupra vieții, o perspectivă și o dimensiune pe care o descoperă ei și caută să o descopere zilnic, evanghelică. Și lucrul acesta îi ajută, conturează un pic altfel atât demersul lor, inițiativa lor, cât și prezența lor. Și mi-aduc aminte că, vedeți cât de bine se leagă nevoia bătrânului, omului în suferință, cu ceea ce poate să ofere. Mi-aduc aminte cum mi-a povestit o tânără care a fost rugată într-una din șederile, într-unul din popasurile lor la căpătâiul bolnavului, cum o doamnă a scos din noptieră un Noul Testament, i-a pus-o în mână domnișoarei și i-a spus atât: te rog frumos, citește-mi din Noul Testament. Și ca una care era familiarizată, e familiarizată cu textul, dă seama ce bucurie a avut tânăra respectivă să citească unei persoane în vârstă, în patul de suferință, să citească din Evanghelie. Mi-a zis: părinte, nu credeam că pot să fac o bucurie așa de mare printr-un act atât de simplu, să citesc din Evanghelie, să citesc unei doamne în vârstă. Și așa s-a născut ideea de a colabora. Apoi am mers cu ei acolo. Am descoperit între ei, de fapt o știam pe Mădălina, care îi știam și entuziasmul și, vedeți, și râvnă și pricepere. Și fiind studentă la medicină, pentru că ea anul acesta va termina facultatea, nu studiile la medicină, că studiile la medicină nu se termină niciodată. Le-am propus să ne organizăm. Și vreau să vă spun că într-un timp, aș spune record, în câteva zile eram deja organizați, stabilisem deja relația, legătura cu doamna director, cu doctorii din cămin, de asemenea cu comunitatea bisericii în care
suntem împreună cu Ascorul și Paraclisul Universitatea Sfântul Nicolae și alocasem deja și, să zicem așa într-un termen, și deja, de fapt, proiectam un buget. Și anume, am făcut un apel și am zis, fraților, celor care vin la biserică, haideți să ne organizăm, să facem un bine organizat. Să vizităm omul din spital, să vizităm bătrânul, să vizităm bolnavul într-un mod organizat. Și imediat s-au găsit oameni care au venit cu un dar, să oferim câte ceva celor de acolo, dar și cu un bănuț, ca să putem să cumpărăm ceea ce este necesar pentru ei. Dar subliniez, ceea ce este cel mai aportul cel mai mare, darul cel mai mare, este prezența și bucuria pe care o duc ei de fiecare dată când sunt acolo. Am decis să vin și la centru, la bătrânii de la Centrul Sfântul Nectarie, ca să le aducem și lor pe buze bucuria învierii, să, așa cum eu m-am bucurat cu familia mea acasă, așa să se bucure și ei cu cei care le calcă pragul și le aduc poate un gând de bucurie, un zâmbet pe buze și bună dispoziție, că până la urmă orice zâmbet poate fi încă, poate ajuta omul să mai trăiască încă câteva clipe mai bine decât când este singur. Ceea ce ați văzut dumneavoastră astăzi și vedem noi astăzi, nu este decât o continuare a ceea ce de mai mult timp și în mai multe rânduri a constituit o inițiativă și un dar de suflet din partea unor oameni tineri, frumoși, plini de viață, care au descoperit niște semene ai lor pe patul de suferință, într-un cămin unde sunt îngrijiți și unde cei ce sunt alături de ei încearcă să îi ajute să depășească suferința, a spune să treacă dincolo de ea, să o transfigureze. Într-adevăr, astăzi, așa este în firescul omului, să se adune cu cei mai apropiați, să fie mai adunat fiecare dintre noi. Și aici este un fel de a fi cu noi înșine, pentru că tinerii aceștia care îi văd pe semenii lor mai în vârstă, în suferință, sunt și cu ei înșiși, pentru că știm că toți vom ajunge la această vârstă, dacă vom ajunge. Și atunci bucuria pascală, care tocmai în asta constă, și anume a biruit asupra morții Hristos și ne dă și nouă putere să o biruim. De fapt, este o biruință a vieții, este o biruință a bucuriei și înțelegem că ultimul cuvânt nu l-are moartea, l-are viața. Ultimul cuvânt nu l-are tristețea. Chiar dacă chipurile bătrânilor, dar nu numai, și ale copiilor, pentru că am fost cu ei cu altă ocazie la spitalele de copii, de exemplu la Budimex, și acolo sunt copii în suferință și acolo chipurile lor sunt brăzdate de urmele suferinței. Dar, într-o perspectivă pascală, bucuria de Paști, bucuria învierii, transfigurează, depășește, este dincolo de suferință. Și când omul în suferință are alături de el un semen de-al lui, cu bucurie, cu liniște, cu pace, ai sentimentul că, sau are sentimentul că un pic din suferința lui a fost luată și purtată pe niște umeri mai viguroși ai tinereții. Cred că dincolo de un dar, de
un aspect sau un obiect material oferit cu ocazia și cu prilejul sărbătorilor, cred că zâmbetul tânărului, tinerei, bucuria, prezența, pur și simplu prezența, toate acestea fac mai mult decât toate celelalte. Acum, după ce trec pe la acești oameni, simt liniște și bucurie. În același timp, devin și mult mai realistă. Îmi dau seama ce este viața, îmi dau seama ce este moartea, îmi dau seama cum ar trebui să trăiesc și să nu irosesc niciun timp. Îmi dau seama că fiecare secundă contează enorm și indiferent că mai ai de trăit 2 ore sau ani de zile sau zile, este bine să te bucuri de viață. Nu suntem, de fapt, asta este problema noastră și mai ales a tineretului, nu suntem conștienți de darul pe care îl avem, de viață. Nu avem nicio treabă. Din experiența personală, pentru că noi am mai filmat la acest centru, Sfântul Nectarie este un loc plin de suferință, un loc în care, iată, datorită acestor tineri, renaște speranța. Sigur că trebuie să fim realiști. Oamenii sunt în suferință. Nu se poate schimba nimic în viața lor, în suferința lor de zi cu zi. Însă se schimbă ceva în sufletul lor. Bucuria pe care o pot ei transmite, împărtăși acestor oameni prin cântările pascale, prin prezența lor, prin bucurie, prin vioiciunea, veselia, într-un ton decent. Și mai ales prin faptul că ei știu, poate bătrânii aceștia nu sunt dintre cei mai, să zic, uitați, dar ei știu că de Paști fiecare merge acolo unde este familia lui. De data aceasta, când văd că au venit tocmai de Paști la ei niște tineri frumoși, plini de viață, cu o credință atât de puternică, pentru că, dacă vreți, în numele credinței și în numele convingerilor lor fac gestul acesta, atunci lor li se schimbă în totalitate perspectiva. Capătă și ei o nădejde, văd și ei puțin altfel. De altfel, noi știm că atunci când ai o suferință, dacă ai un moment de bucurie, s-a declanșat în un moment de bucurie în viața ta, în inima ta, dintr-o dată te-ai înseninat. Și cred că se poate vedea lucrul acesta. Seninul, bucuria și nădejdea, speranța, în ciuda suferinței în care ei vor continua. Și nu numai atât. Știu că trec Paștile, trec sărbătorile și așa cum au venit până acum, vor continua tinerii să le deschidă ușa, să le ducă bucurie, fie seara, fie după amiaza, fie într-un moment mai greu. Și numai chipul unui tânăr, al unui tinere, un chip frumos, senin și plin de viață, le înseninează și viața lor.